procent pe bază de rezultatele votului pentru revocarea puterii de reprezentant al Consiliului Județean Neamț în cadrul adunării generale a acționarilor a societății comerciale Torbei Buzie S.A. Neamț. În conformitate cu prevederile legii nr. 215/2001, Comisia de Validare s-a întâlnit în ședință astăzi, 30 octombrie 2017, pentru a verifica rezultatele votului exprimat privind revocarea în puterniciliului reprezentant al Consiliului Județean Neamț în cadrul adunării generale a acționarilor a societății comerciale Torbei Buzie S.A. Neamț. A fost propus de buletin de vot în vederea revocării domnul Ungureanu Cristian. După deschiderea urnei și numărarea buletinilor de vot, s-au constatat următoare. Au fost 34 voturi exprimate, 34 voturi sunt valabile. N-a participat la vot, cum știți, domnul Dumitrașcu, da. Nu s-au înregistrat voturi nule. S-au obținut următoarele rezultate. 19 voturi da, 15 voturi nu. Având drept criteriu cel mai mare număr de voturi și majoritatea consilierilor prezenți, Comisia de Validare constată revocarea domnului Ungureanu Cristian, ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț, în cadrul adunării generale a acționarilor a societății comerciale Torbei Buzie S.A. Neamț, respectiv adoptarea articolului 1 din amendamentul propus. Semnează toți cei 5 membri ai Comisiei de Validare.